gata să intrăm în palat. Am stat la coadă, am luat bilete și acum haideți puțin înăuntru. Haideți puțin înăuntru să vedem ce se întâmplă. Exact ce spuneam, cozile astea. E o nebunie culinară aici. Am văzut niște cartofi înăbușiți cu niște șuncă, niște paste, cu nu știu ce era acolo. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Ne luăm după miros. Asta e un fel de cartofi țărănești la noi. Doar că au și hrean de ăsta proaspăt, care e foarte bun în combinația asta. Eu care nu prea mănânc hrean de obicei. Este super bun. Poftă bună! ₺250 casa, ₺250 grădina, adică eu... Ce poți să zici? Asta e spatele casei. Și aici e o mică grădină, o mică parte din grădină. Hai să vedem grădina zoologică. Păi s-a gândit, bă, dacă vreau să mă duc la zoo, ce fac? De ce să n-aduc zoo la mine? Bun, stau să mă duc cu caleașca și să mâncare ăștia pe brațe până acolo. Nu, e greu, dificil. Hai să fac aici, aproape. Alo? Hei! Ce faceți, mă, drăguțelor? Ce fac asta? Ce era tot, nu? Suricata. Ce fac ala? Ce faci? E cam pierdut. Da, zice, bă, unde sunteți, bă? Pa. Stă bine încoace. Ce zici, mă? Ce faci, bă, băiatule? Bă, băiatule, ce zici, mă? Bă, noi sări astea pe aici? Noi sări pe aici să ne faci o surpriză? Thank you.
Gheata moșului. Cu puțin vin fiert. Foarte frumoasă Viena. Are atmosfera Crăciunului bine de tot impregnată. Oamenii sunt veseli, pe unde te uiți, veselie, veselie, mare, mare veselie. Multă veselie și în paharul ăsta de vin. Noroc.